Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi discutăm cu expertul în probleme energetice, Sergiu Tofilat. Mulțumim mult că ați găsit timp să veniți la Vocea Basarabiei să punem în discuție ce unul dintre cele mai fierbinte subiecte din acest an, și anume criza energetică, criza care e privită cu îngrijorare în primul rând de cetățeni, dar se pare că și autoritățile Republicii Moldova trebuie să se gândească la modul serios cum asigură cu resurse energetice populația în perioada rece a anului. O să ne spuneți și câtă disponibilitate este din partea partenerilor externi să întindă o mână de ajutor Republicii Moldova ca să treacă mai ușor peste această problemă. Și cel mai probabil o să ne focusăm mult atenția pe cum înțelege Gazpromul să trateze Republica Moldova în aspect economic și dacă acest aspect economic este dominat de politică. Despre toate acestea discutăm în cele ce urmează. Toată lumea s-a obișnuit cu fraza că iarna nu-i ca vara. Iarna nu va fi ca vara pentru că va fi frig, pentru că vor trebui bani ca să fie asigurată fiecare familie cu resurse energetice. Dumneavoastră, aveți anumite pronosticuri totuși ce îi așteaptă pe cetățenii Republicii Moldova în acest sezon rece? Per general, mai discutăm cu colegii, urmărim ce se întâmplă. Sunt două scenarii pe care noi le precautăm, cel puțin. Unul că totuși Gazprom își va onora obligațiile contractuale și noi de la 1 octombrie vom trece la formula de iarnă, care e cam în jumătate mai ieftină decât prețurile spot. Asta într-un fel ar trebui să ne bucure, dar pe de altă parte vedem că prețurile pur și simplu iau razna și ne așteaptă și iarna asta și iarna următoare o perioadă destul de complicată. Asta e scenariul, să spunem așa, pozitiv. Da, ce obțin va fi gaz. Pentru că vorbim în aspect pozitiv, ce ar însemna de la 1 octombrie Gazpromul să ofere un alt tarif pentru consumul de energie în Republica Moldova, pentru a importa gazul din Rusia? În contractul actual, noi avem o formulă care este în perioade. Perioada de vară, noi plătim gazul la un preț 70% legat de cotațiile bursiere sau prețurile spot. 70% e spot, 30% e legat de produsele petroliere, componenta spot e mult mai mare. Iarna, din potrivă, luăm doar 30% componenta spot, 70% legat de petrol, și de aceea iarna noi avem un preț mult mai ieftin decât vara. Partea bună e că vara noi și consumăm foarte puțin și chiar dacă prețul e mare, noi nu simțăm așa de tare. Iarna, chiar dacă prețul e mai mic față de vară, noi consumăm mult mai mult pentru că ne încălzim și atunci simțim foarte mult asta în factură și aici, fără compensație, noi nu putem să ne descurcăm. Deci, primul scenariu de bază este că Gazprom va continua livrările și după 1 octombrie și va respecta formula din contract, nu va întrerupe livrările. Dar ce s-ar întâmpla dacă închide robinetul Gazpromul și dacă poate să-l închidă? În ce condiții poate să întâmple acest scenariu? Numai într-o singură situație. Dacă dimineața se trezește domnul Putin și spune că noi haideți să tăiem gazul și Moldovei și Transnistriei și lasă-i să lămurească să facă ce vor. Deci dacă Putin ia așa o decizie, rămânem fără gaz și noi și regiunea transnistriană, pentru că ei nu pot da separat gaz în Transnistria, dar nouă să nu ne dă așa ceva, nu e posibil. Cu toate că ei caut soluții să ne lese pe noi fără gaz și să mențină regiunea transnistriană. Dar nici pentru Vladimir Putin nu contează că există un acord, un contract între Moldova Gaz și Gazprom? Pentru domnul Putin nu contează niciun fel de contracte sau convenții internaționale, el șterge picioarele de orice. Deci, situația în care noi rămânem fără gaz, din partea Gazpromului, poate fi numai în cazul în care Putin ia așa o decizie. Dacă el e gata să cedeze Transnistria. Ce s-ar întâmpla în asemenea situație cu Republica Moldova, care într-un fel este legată și cu regiunea transnistriană, pentru că de acolo se cumpără energie electrică de la centrala de la Cuciurgan, care folosește gazul? Aici, haideți atunci să împărțim în două compartimente, una ce se întâmplă cu energie și alta ce se întâmplă cu gazul.
Pe partea de gaz, noi va trebui să căutăm oferte alternative, surse alternative. Deci, în primul rând, este vorba de un complex de măsuri, că nu-i doar hai să căutăm gaz din altă parte. Vedem că și în Uniunea Europeană toți se confruntă țările cu astfel de probleme. Deci, în primul rând, este vorba de reducerea consumului. Deci, acolo unde poți să reduci consumul sau să treci pe combustibili alternativi, cărbuni, lemn, păcură și așa mai departe, în primul rând, acei consumatori sunt trecuți pe combustibili alternativi. Aici, în primul rând, vorbim de termoelectrica, întreprinderea care produce căldură pentru Chișinău și aproximativ 15% din energie din țară. Ei liniștit pot să treacă pe păcură. Asta ar însemna o reducere a consumului de gaz cu vreo 30% în perioada de iarnă. Deja e simțitor. Gospodăriile casnice, evident, cei din zonele rurale, din sate, pot să treacă la cărbuni și la lemn. Cei din oraș, mai problematic. La fel este vulnerabil CET Nordul de la Bălți, pentru că ei nu pot lucra pe păcură, ei doar pe gaz. Și atunci, oricum, o cantitate de gaz, noi vrem sau nu vrem, trebuie să o cumpărăm. Pentru asta este un acord semnat acum cu Berdu, care împrumută Republicii Moldova, sau au rezervat 300 de milioane de euro, în caz de necesitate, noi să avem bani să cumpărăm de urgență gaz din altă parte. Deocamdată, cu cine se duce tratativii și care sunt ofertele alternative, noi nu cunoaștem. Guvernul intenționează să facă niște rezerve de gaz, acum să le stocheze, fie în România, fie în Ucraina, ca să avem pentru o lună de zile consum de iarnă. Dar, în modul principal, eu sunt de părere că, având în vedere faptul Republica Moldova este foarte aproape de Ucraina, unde are loc conflictul, și toate țările democratice și-au unit eforturile să susțină Ucraina, eu cred că nimeni nu este cointeresat să avem o destabilizare situației aici în Republica Moldova. Da, haideți... Și de ce eu cred că o să ne ajute, o să ne susțină. Domnul Tofilat, să lămurim situația în caz de Gazprom închide robinetul pentru Republica Moldova. Și dumneavoastră ați accentuat că în caz de Putin renunță la regiunea transnistreană. Exact. De ce ați pus accent și pe a doua parte a problemei? Pentru că Putin nu poate să deconecteze gazul doar pentru Republica Moldova. El, dacă decide să ne deconecteze de la gaz, cea mai afectată va fi regiunea transnistreană. Pentru că ei nu au alternativă, ei nu au posibilitate să cumpere gaz nici măcar la prețurile cele mai mici care erau. Ei nu pot să plătească. Și cum s-ar descurca regiunea transnistreană în caz că nu mai vine gazul de la Gazprom? Acolo, din păcate, ne vom confrunta cu o criză umanitară. Oamenii vor rămâne și fără gaz, și fără energie electrică, și bugetul lor va scădea practic în jumătate, pentru că 40-50% din încăsările în bugetul lor vin din contul faptului că ei primesc acest gaz pe gratis, ca și cum pe datorie, dar nu, niciodată nu o să întoarcă, și ei îl produc din gaz energie electrică, metale, materiale de construcție, legume, da? Sunt seriile care se încălzesc pe gaz și practic convertesc acest gaz în bani care ajung în bugetul transnistrean. Doar datorită faptului că Transnistria primește gaz pe gratis de la Moscova, ei supraviețuiesc. Dar explicațiile celor care ne urmăresc, ce înseamnă regiunea transnistreană beneficiază de gaz pe degeaba? Pentru că într-o economie de piață trebuie să fie achitat ceea ce se consumă. Deci pentru autoritățile de la Kremlin și pentru Putin în special, interesul este să mențină această regiune, să o financeze, să o mențină în viață, să spunem așa, ca să poată șantaja Republica Moldova, să poată influența politica noastră externă. Noi să nu putem lua decizii să aderăm, de pildă, la Uniunea Europeană fără a rezolva acest conflict. Și ca să mențină, ca să financeze acest regim neconstitucional, Moscova livrează gaz pe datorie, punând povara pe spatele nostru. Dar ce înseamnă o pune pe spatele Republicii Moldova? Asta înseamnă că, iată, pentru că autoritățile țării au spus că acele datorii pe care le are regiunea transnistreană pentru consumul de gaze le revin strict celor din stânga Nistrului. Deci, dacă să nuanțăm lucrurile, să spunem așa, pur
documental, juridic, cum stă situația. Iată, a consumat Transnistria, de pildă, 2 miliarde de metri cubi de gaz pe an. De pildă aceasta e cifra? Aproximativ 1,8-2 miliarde de metri cubi. Cam de vreo două ori mai mult decât Republica Moldova. Așa. Iar doar centrala de la Cuciurgan consumă peste 1 miliard de metri cubi, cât întreaga Moldova, ca să vă dați seama de volume. Transnistria l-a consumat, nu l-a achitat, dar cine l-a contractat pe documente? Moldova Gaz, respectiv Moldova Gaz rămâne datoare către Gazprom. Da? Și acum Gazprom spune, știți și, dar voi acolo vreți să aderați la Uniunea Europeană? Nici o problemă, achitați-mi datoria la gaz, inclusiv a Transnistria. Și noi atunci suntem într-o situație nu tocmai potrivită. Da, întrebarea de ce Gazpromul nu a cerut acești bani să fie achitați până când Republica Moldova a depus și a obținut această perspectivă europeană? Aici am să menționez două aspecte. A depus cererea pentru a deveni țară candidată pentru aici aderare la Aici am să menționez două aspecte. În toți acești ani de la independență și până nu de mult, toate partidele care se aflau la guvernare, indiferent de coloratură politică, cât de dreapta, cât de stânga, cât pro-europeni, pro-rusi, toți ca unul erau parte în schemele de fraudare care aveau loc la Moldova Gaz. Și cum erau parte în aceste scheme? Cum erau parte? La Moldova Gaz, de începând cu 94 și până în prezent, aveau loc o grămadă scheme de fraudare prin achiziții, prin reevaluarea patrimoniului, prin introducerea în tarifa unor pierderi, așa numite pierderi de gaz în rețelele distribuției. De pildă, când tu ai un șofer și știi că mașina ta consumă 10 litri, dar el vine și spune că ea consumă 60 de litri la sută și tu dai din urechi, plătești pentru 60 de litri. Fix așa se întâmplă și la Moldova Gaz cu pierderile de gaz în rețele. Prin achiziții, de pildă, gazoductul metru costă, metru liniar de țavă costă $70, dar ele se procurau prin Cipru cu 300-350 de dolari prin offshore-uri deschise. Și diferența se ducea în buzunare la celor de la guvernare. Și procuratura nu investiga. Vă dați seama că fără acoperire politică, astfel de scheme nu pot exista. Și asta, eu acum vorbesc despre chestii documentate, poftim în 2012, Andreea, sub conducerea domnului Parlikov, domnul Nicolae Raileanu, director, au emis 4 hotărâri prin care au constatat s-au furat peste 20 de milioane de dolari la Moldova Gaz. Materialele au fost transmise la procuratură. Rezultat zero. Înseamnă că a fost acoperire politică. Nimeni în clasa politică nu a fost atras la răspundere. Gazprom a închis ochii la lucrul ăsta. Eu doar să mântui gândul, pentru că este un lucru important, să înțelegem complexitatea problemei. Da, da. Deci polițienii de la guvernare din Republica Moldova, începând cu 94 până nu de mult, slavă Domnului, bine mersi, sunt fruptau din aceste scheme. Nimeni nu a fost atras la răspundere, nimeni nu a fost investigat, niciun audit la Moldova Gaz nu s-a făcut. Așa, înseamnă că în Republica Moldova clasa politică n-avea interes să o facă. Gazprom e acționar majoritar la Moldova Gaz. Ei pierd bani, în principiu acționarul pierde bani când întreprinderea lucrează în pierdere. O întreprinzi ceva? Nu, e bine, mersi, stăteau și reprezentanții lor avizau toate aceste probleme. Păi și atunci probleme. Această responsabilitate nu cade și pe umerii Gazpromului pentru că ei au închis ochii și s-au Valentina, făcut dacă că îmi permiteți, noi sărim de la întrebare la alta și noi facem un haos. Deci haideți să mântuim cu întrebarea care am început să discutăm. Deci noi avem următoarea situație. Schemele care erau la Moldova Gaz erau tolerate și de Gazprom și de cei de la guvernare. Întrebarea e de ce? Cei de la guvernare se îmbogățeau. Cei de la Gazprom executau ordinele Kremlinului de a corupe politicienii, decidenții politici din Moldova. Deci Moscova le dădea voie la noștri să furi, iar a noștri permiteau Moscovei să livreze gaz pe datorie în Transnistria și să submineze securitatea Republicii Moldova. Fiecare parte avea interesul lor. Acum situația s-a schimbat. A venit noua guvernare, a spus că oamenii buni, stați un pic. Hai să ne lămurim și cu datoriile ce le ia și cum ele se împart între malul drept și malul stâng. Hai să facem audit. Gazprom a sărit ca ars. Noi, de pildă cu domnul Parlikov, am fost invitați să contribuim la caietul de sarcini pentru audit. Pentru că noi, iată, poftim în 2020, am făcut așa un studiu. Se numește Moldova versus Gazprom, cine de fapt are datorii. Și aici am descris toate schemele, cel puțin cele... Dar explicațiile oamenilor, totuși auditul public. E pentru acele 8 miliarde de dolari datoria pe care o are regiunea transnistreană sau auditul pe care insistă autoritățile Republicii Moldova e pentru suma care chipurile Gazprom pretinde că s-ar fi acumulat pe malul drept. Gazprom, deci în primul rând, să spunem o chestie.
când oficialii de la Kremlin vehiculează cu niște cifre că asta e datoria malului drept, da, asta e datoria malului stâng. Aceste cifre sunt din contabilitatea Moldova Gaz, care niciodată n-a fost verificată. Adică noi trebuie să credem pe cuvânt contabilitatea Moldova Gaz. Mă scuzați, cu crezutul asta e la biserică. Eu vreau să văd documentele. Pentru că eu personal și domnul Șoitu și domnul Parlicov, care un pic am răsfoit materialele, avem întrebări, avem dubii și vrem clarificări. Respectiv... Ce clarificări la... este dumneavoastră? Haideți să luăm pe rând. În primul rând, când vorbim de datoria la gaz, cert este datoria Moldova Gazului pentru gazul consumat și în Transnistria și în Moldova, deci datoria este a Moldova Gaz, către Gazprom și către Factoring Finance, compania fiică a Gazpromului. Și această datorie constituie? Era la situație din 30 septembrie 2021, deci acum un an, alt raport financiar eu nu am. Acum un an datoria era 8,5 miliarde de dolari. Acum e deja este mult mai mare. Este peste 9 miliarde, eu cred că ușor. Și e datoria cui? Datoria Moldova Gaz. Dar Moldova Gaz o pune în responsabilitatea cui? Moldova Gaz răspunde pentru această datorie cu patrimoniul care îl are. Iacă dacă mâine Gazprom vine și ne pune nota de plat pe masă, achitați vă rog 8 miliarde jumate, noi spunem că n-avem, Moldova Gaz spune că noi n-avem bani, duceți-vă în judecată, puneți sechestru pe tot patrimoniul Moldova Gaz, vindeți-l și întorceți-vă datoria. Așa se face, de pildă, când, nu știu, am luat un credit de la bancă, n-am achitat, banca vine și îmi ia patrimoniul. Fix așa Gazprom trebuie să vină în judecată Moldova, spună sechestru pe patrimoniul Moldova Gaz și să-l vândă. Cum întrebare? Datoria e 8 miliarde jumate de dolari. Bun. Cât valorează patrimoniul Moldova Gaz? Ne uităm în bilanță. 700 de milioane de dolari. Dar datoria e 8 miliarde jumate. Altă întrebare, stați un pic, domnilor, la Gazprom, dar voi, ca tare, niciodată n-aveți posibilitate să vă recuperați datoria asta. De ce livrați gaz? Spuneți, vă întreb, de ce voi continuați să livrați gaz pe datorie? Înseamnă că voi nu sunteți interesați să câștigați bani, să aveți activitate economică. Voi finanțați un regim separatist, faceți activitate politică. Păi dacă faceți politică, luați-vă datoria asta, știți, faceți-o așa mai subțirel și duceți-vă cu tot cu dânsa. Aceasta e imposibil, domnul Tătălat. Haideți Moscova să vorbim... nu vrea să facă lucrul ăsta pentru că ei vor pierde o pârghie de influență. Pe dânsi interesează să mențină această schemă prin care Moldova Gaz legalizează livrările de gaz pe datorie în stânga Nistru. E că asta pe Moscova interesează. Pe dânsi interesează să găsească o altă posibilitate cum să dea gaz în Transnistria, ocolind Moldova Gaz. Ca și noi să e nu posibil avem influență. Acest lucru? Noi vedem fără tentative. Consimțământul Ucrainei. Fără consimțământul Ucrainei și fără... deci înțelegerea nu dintre posibil. Kiev și Republica și nu Chișinău. Este posibil, nu. Cineva ar spune că stați un pic, domn Tofila, dar Gazprom livrează gaz și în regiunile cele din estul Ucrainei. Donetsk, Lugansk, exact. Da, regiunile separatiste. Livrează, dar acolo n-au nevoie de contract. Știți cum reflectă Gazprom în rapoartele lor gazul consumat în Donetsk, Lugansk? Pierde în rețelele de transport. La noi, ei nu pot face acest lucru în regiunea transnistriană, pentru că este Ucraina. Ca tu să poți aduce gaz în Transnistria, trebuie să rezervezi, să bronezi capacitățile, să rezervezi volumii în gazoductele ucraineni. Adu contractul, băiatul, tu cui livrezi gaz? Tiraspol Transgaz, dar și nu e asta. Nu e așa companie. Tu ce găsești un operator? Ce înseamnă nu există Tiraspol Transgaz? Există o asemenea companie? În Ucraina, în Republica Moldova, sunt aprobate regulile de funcționare a pieței de gaze după modelul european sau pieței de energie. Tu nu poți să te duci fără să rezervezi capacități, adică să bronezi anumite volume ca să le transporti prin gazoducte, fără să ai contract cu cui tu le vinzi mai departe. Așa? Tiraspol Transgaz nu există oficial așa întreprindere. Ea nu are licență eliberată de un organ abilitat, cum ar fi ANRE-ul. Dar ea există, această entitate în stânga Nistrului. Da, ea există, dar oficial, legal, recunoscut internațional, ea nu există. Dar ea are inclusiv acțiuni. Încă o dată. Am înțeles. Gazprom ea nu este într-o subjurisdicție legală. Exact. Asta este fix așa cum ai semna contract, nu știu, cu Taliban Gaz sau Al-Qaeda Gaz. Nu există așa ceva. De ce Gazprom nu poate semna contract cu o companie inexistentă? Nici Federația Rusă nu a recunoscut regiunea transnistriană. Bine, dar eu vă ziceam că inclusiv această entitate are și ea
partea ei de acțiuni. Asta e cu totul altă întrebare. Cum să vă zic cu totul alta? Care totuși se ia în calcul atunci când se asigură Valentina, regiunea timp cât cu gaz. Regiunea transnistreană nu este recunoscută internațional, iar Tiraspol Transgaz nu dispune de licență emisă de un organ reglementator, fie ANRE-ul, fie reglementatorul european sau ucrainean, deci nu este recunoscută, nimeni cu dânsa nu poate semna gaz și nu poate să-i livreze gaz. De ce ea Moscova, pentru moment, are nevoie de acest contract cu Moldova Gaz? Am înțeles. Asta. Și totuși, cine și în ce condiții trebuie să întoarcă aceste datorii Gazpromului? În partea ce ține de datoria malului drept. Și care e datoria malului drept? 700... Noi la moment nu cunoaștem. Se vorbea de 700 milioane. Deci Moscova pretinde... Eu spun așa, pretinde că malul drept ar avea o datorie de 709 milioane. Da. Noi pretindem, eu, ca personal, Tofilat, Parlikov, Șoitu, pretind că malul drept a achitat Gazpromului mult peste această sumă. Că, de fapt, datoria malul drept a fost majorată artificial cu minimum 958 de milioane de dolari. Cine nu crede, poftim căutat studiu aici, l-a murit totul de fi rapăr. Cum el a murit? Sunt și niște, sunt și două materiale video care le-am făcut. Dar poate e bine să mai precizați. Exemplu. Odată. Haideți să luăm exemplu. În 94, când a fost constituit, de fapt în 95 a fost Gaznap Transitor, în 94 ce s-a întâmplat? Luăm evenimentele de la bun început. Moscova a majorat prețul gazului pentru Republica Moldova de la 38 de dolari jumate până la 80 de dolari. Ca să aveți comparații, țările CSI plăteau 50 de dolari. Țările Uniunii Europene plăteau 72 de dolari. Asta inclusiv faptul că tu de la Moldova până în Uniunea Europeană trebuie să mai plătești cheltuielile de tranzit. Da. Deci avea un preț mult mai mic. Noi plăteam cel mai mare preț din Uniunea Europeană. Unul la mână. Doi la mână. Dar cum se explică ne-au acest impus... lucru? Vă lămuresc. Doar o clipă. Să ajungem și la asta. Eu dau toate piesele ca voi să vă puteți aduna puzzle-ul să înțelegeți ce s-a întâmplat. Deci, prima au majorat prețul la gaz, practic două ori și ceva. Doi, au impus plata în avans și penalitate de 17 ori mai mare decât la restul țărilor. Și trei, Transnistria a încetat să mai plătească pentru gaz. Rezultatul, datoria la gaz, iacă, începând de la 1 ianuarie 94 până la 1 ianuarie 95, într-un an de zile. Datoria la gaz s-a majorat de la 22 de milioane la aproape 300 de milioane de dolari. Moscova a zis, gaz vreți? Ne dați, vă rog, gazoductele magistrale, prin care noi tranzităm gaz în țările balcanice. Scopul lor ce a fost? Să infle datoria la gaz și să pună mâna pe gazoductele magistrale. Și care Gazprom? Întrebarea, stați un pic. Noi am transmis gazoductele magistrale și pe malul drept și pe malul stâng, în capitalul companiei Gaznap Transit. S-a format o întreprindere mixtă. Gazprom a primit jumătate de acțiuni și trebuia să stângă datoria la gaz. Întrebarea, la ce preț noi am transmis acest patrimoniu? Și noi, cu colegii, am estimat că Moldova a transmis acest patrimoniu la un preț de 9 ori mai mic decât costul real. Da? Deci gazoductele aduceau un venit anual din tranzitul gazului, 30 de milioane de dolari. Noi le-am transmis cu 104 sau 108 milioane. Adică în 3 ani se recuperează gazoductele, vă dați seama. Nu, în 4 ani. Vă dați seama. Deci noi am pierdut peste 400 de milioane de dolari atunci în 94-95, mulțumită guvernului Sanghele. Hotărârea de constituire a Gaznap Transitului nu e publicată în monitor oficial. Deci asta este ilegal. 97. Luăm lucruri mai simple. În 97, guvernul Republicii Moldova emite obligațiuni 140 de milioane de dolari. Se împrumută, da? Să achite datoria. Ce face Gazpromul? 131 de milioane de dolari stânge datoria malului stâng. Cu banii noștri. Opa, stați un pic. Mai sunteți banii malului drept. Nu stângeți vânii datoria malului stâng. În 2000, fix așa. 90 de milioane de dolari obligație emisă, 63 de milioane sustâns datoria malului stâng. Poftim. Când s-a constituit Moldova Gaz, în anul 1998, iarăși, înțelegerea a fost că noi, pe lângă rețelele magistrale care erau la Gaznap Transit, includem și rețelele de distribuție. Ok, am constituit Moldova Gaz, i-am dat jumătate din acțiuni la Gazprom. El trebuie să închidă datoria la gaz, a noastră, aproape 60 de milioane de dolari. Gazprom și-a adus aminte abia în 2001, că băi, stai un pic, noi acțiuni am primit, dar n-am stâns datoria la gaz.
și închid datoria la gaz în malul stâng. Și toate lucrurile astea trebuie cuantificate, socotite, verificate, cu probe și de le pus pe hârtie, de făcut auditul și le spus, oameni buni, stați un pic. Noi, Republica Moldova, malul drept, nu avem datorii la gaz, mai mult că atât noi am plătit mai mult decât pretindeți voi. Bine, dar pentru asta și este nevoie Republica de audit. Moldova sau Moldova Gaz, atunci când negociază prelungirea contractului cu Gazprom, da, toate problemele astea, ambelor părți, le sunt cunoscute, dar ele prelungesc contractul. Dar și dumneavoastră așa credeți că le sunt cunoscute? Cui? Păi și Moldovei Gaz și Gazpromului. Gazpromului, da, dar la Moldova Gaz, ok, posibil că da, dar Moldova Gaz nu poate lua așa decizie. Bine, și se negociază prelungirea contractului pentru asigurarea Republicii Moldova cu gaz. Așa. Și în contractul ăsta ce se stipulează? Că rămân datoriile astea de la un an la altul? În contract nu se stipulează nimic de datorii. În ultimul contract... Dar unde sunt stipulate aceste datorii? Ele sunt pe actele de verificare. Semnate lunar dintre Moldova Gaz și Gazprom. Și există mențiune în protocoalele comisiei mixte Moldorusi. Da, da, da. Acolo se menționează că iată, sunt niște datorii acolo și mai departe. Acolo este stipulat. Acum, la orice privitor, apare întrebarea logică. Ok, dar cum scăpăm noi de datoriile estia? Exact. Asta am vrut să vă întreb eu. Cum se depășește această situație destul de dificilă pentru partea Chișinăului? În primul rând, ca să rezolvăm problema cu datoria la gaz, trebuie stopată acumularea ei. Da? Dacă noi, de pildă, azi găsim o modalitate... Iată cum se pune. Transnistria trebuie să înceapă a achita gazul. Așa ceva zice că nu are imposibil. Bani. Așa, înseamnă că noi, dacă mâine spunem că gata, oprim acumularea datoriei, oprim livrarea gazului în Transnistria, noi ne trezim acolo cu o criză umanitară. Înseamnă că noi, dacă luăm așa o decizie, noi trebuie să avem un plan ce facem noi cu cetățenii și acum. Exact. Și autoritățile de la Tiraspol vor spune că, iată, Republica Moldova cât de prietenoasă este cu cetățenii săi pentru că blochează social-economic regiunea. Mai devreme sau mai târziu, oricum se va ajunge la acest lucru. Exact. Asta e inevitabil. Exact. Poate schimbi guvernarea Rusia, poate Putin strezească dimineața să spună că știți și nu mai dăm gaz pe geaba sau... Nu contează. Deci mai devreme sau mai târziu va ajunge momentul ăsta. Deci noi în cazul dat trebuie să fim pregătiți de un potențial val de migranți din regiunea transnistriană, să știm unde îi cazăm, cât asta o să ne coste, ce avem de făcut. Dar eu aud altceva, că din contra cetățenii de pe malul drept merg acum în regiunea transnistriană să închirieze apartamente pentru iarnă, pentru că acolo e nevoie să scoți doar un leu din buzunar ca să achiți un metru cub de gaz. Ok, ca măsură temporară unii cetățeni pot să plece încolo, dar eu nu cred că asta e un fenomen masiv. Deci, da, o să fie un an, doi, o să trecem prin perioada mai dificilă, dar după asta lucrurile o să normalizeze. Putem să ajungem și la asta. De ce și cam care sunt așteptările? Deci este cert, noi, știți cum, noi abordăm mai multe teme, dar nu le ducem până la capăt. Eu aș prefera să discutăm poate mai puține teme, dar să le dezvoltăm de la A la Z, pentru că noi ajungem doar la jumătate. Da, dar trebuie să le fie clar și cetățenilor. Totuși, de asta, ce se întâmplă pe dimensiunea energetică? Ce e cu importul de gaze naturale? Iată, mult insistă opoziția că trebuie să fie renegociat contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom. E posibil să fie renegociat și ce ar însemna o renegociere? Dar în ce condiții poate avea loc? Adică cum această opoziție vede renegocierea contractului? La ce gata ei să meargă? Eu, de pildă, n-am auzit nicio propunere în sensul ăsta. Ce înseamnă să renegociem? Ca să poți negocia, trebuie să ai posibilitatea să alegi fie oferta asta, fie altă ofertă. Iacă eu vreau să aud această opoziție, cine se-i care spun, hai să renegociem. Băi, ce să negociez cu dânși? Noi avem posibilitatea de negociere? Eu pot spune, de pildă, ce aș face eu. Ce ați face dumneavoastră dacă ați fi la guvernare? Noi... Și ar trebui să... Trimiteți un reprezentant ca să negocieze un contract cu Gazprom. Pentru că Moldova Gaz trebuie să negocieze, dar merge și un exponent al guvernării. În primul rând, ceea ce strâng în gura mare opoziția și multe persoane care am eu vagi bănuieli că activează în interesul Moscovei, este să duceți-vă la Moscova și negociați, cereți reduceri la gaz.
Reduceri la tariful de gaz. Nu, reduceri la prețul. Cereți reduceri de la Gazprom, de la Kremlin. Da. E ca în 2010, Ucraina tot s-a înțeles cu Moscova să obțină reduceri la gaz cu 30%. 2010, în aprilie. Asta se numește Harkovskie Soglașenie. Moscova le zis, noi vă dăm reduceri. Dar voi legalizați aflarea flotei ruse în Crimeea până în 2042. Atunci premier era doamna Timoșenko. Era Timoșenko premier și era Victor Ianucovici, servilul, sluga lui Putin, era președinte în Ucraina. Ucraina a mers la aceste cedere, a legalizat aflarea flotei ruse în Crimeea. În 2014, Ucraina a pierdut și Crimeea și estul, regiunile de est. Bun reducere, cam scumpă ești reducerea aceea. Iată, pentru noi, Moscova, la fel, pune careva condiții. Și eu tare mult aș vrea ca clasa noastră politică, reprezentanții PAS, președinția, prim-ministru, să ne spună concret care au fost aceste condiții politice. Pentru că eu le știu așa, pe surse, neoficial. Deschiderea, în primul rând, legalizarea aflării armatei 14 în Transnistria. Noi de aici, la tribuna ONU, cerem să fie retrasă armata rusă de pe teritoriul Moldovei. Moscova spune, vreți reduceri la gaz? Legalizați aflarea armatei. Punem mâna pe Moldova și punem ciubot aici și nu mai ieșiți niciodată de sub influența rusă. Deschiderea unui aeroport la Tiraspol. Chestii genul ăsta, știți, care practic putem spunem cruci pe independența Republicii Moldova. Încă inaugurarea unui consulat rus în regiunea de est a țării. Dar dumneavoastră credeți că acestea au fost condiționalități doar în procesul de negociere? Acolo, știți cum, Moscova a venit cu tot ce le-a tunat lor în cap și-a pus și federalizarea acolo și tot ce le-a poftit inima. Bine, dar am înțeles inclusiv de la domnul Spânu că au fost respinse toate aceste solicitări. Au fost respinse, da. Știți ce se întâmplă acum? Noi plătim un preț foarte mare, dar noi numim într-o situație foarte proastă, Republica, consumatorii din Republica Moldova. Prețul la gaz în Europa și în Asia este foarte scump, pentru că ei nu prea au alternative. Noi toți suntem în situația asta și nu prea avem de unde alege. Fie trebuie să ne înțelegem cu Gazprom să cedăm politic, spunem cruci pe independența Republicii Moldova, fie trebuie să plătim un preț mai scump și 2 ani de zile strângem curaua, dar să scăpăm de această dependență. Cu Gazpromul și deja sugestia noastră să răbdăm și să scăpăm de această dependență. Pentru că eu văd alternativele. Da? Dacă noi mergem pe scenariul ăsta, hai să cerem o reducere și să acceptăm condițiile politice a Moscovei, asta o să termine cu aceea că da, tu ai să plătești o leacă mai ieftin pentru gaz, dar tu ai să faci o postare în Facebook și tu ai să primești 10 ani de pușcărie. Tu ai să ai la guvernare oameni corupți dirijați de la Moscova care o să facă multimilionari și multimiliardari și noi să trăim într-o sărășie vai de capul nostru. Noi n-a să avem niciodată libertatea de exprimare, libertatea de protesta, dreptul de a alege cine pe noi ne reprezintă. Deci, practic, o să ne transformăm într-o dictatură, dacă doriți. Fără viitor, fără servicii publici, fără drepturile omului, ați să închidă gura și trebuie să trăiți ca într-o Coreea de Nord, unde cineva de la conducere și prietenii lor sunt multimilionari și noi suntem sărași lipiți pământului. Eu, într-așa o societate, nu vreau să trăiesc. Dar în spațiu public, și se pare că și dumneavoastră acreditați această idee, ar fi bine să fie lichidat acest Moldova gaz? Noi încă n-am terminat cu întrebarea precedentă. Cum văd eu desfășurarea evenimentelor? Da. În primul rând, noi, acum, avem de ales între a găsi căi de negociere cu Gazpromul și a reveni la formula veche, cu prețurile la gaz legate de prețurile la petrol. Dar asta înseamnă un nou contract? Da, asta înseamnă revizuirea contractului existent. Pentru asta trebuie să ne pregătim. Fie noi, spunem Moscovei, că stați un pic, noi nu mai tolerăm șantajul, chestii de astea, vă tăiem gazul, nicio problemă. Noi, 2 ani de zile, strângem curaua, discutăm cu partenerii străini, găsim finanțare, nu o să ne lase să înghețăm de frig, să murim de foame. Vedem câte miliarde se alocă în Ucraina, eu cred că ei vor fi cointeresați să ne ajute și pe noi. Scăpăm de această dependență și găsim posibilitatea de reintegrare a țării. Deci, de la ce trebuie să începem? Prima, să elaborăm un plan anticriză ca să vedem pașii cum noi gestionăm potențiala criză umanitară din Transnistria.
Deci reziliem contractul cu Gazprom, Transnistria rămâne fără gaz. Noi, de bine de rău, o să găsim surse. Acolo nu o să fie gaz și nici energie electrică. Deci, prima, plan de gestionare a crizei umanitare din Transnistria. Da? Asta implică nu doar să cazăm refugiații de acolo, dar să vedem cum administrăm teritoriul cel acum, îl reintegrăm. Pentru că Moscova pierde orice influență din momentul cel înainte în regiunea transnistreană. Deci, reziliem contractul de gaz, putem să reintegrăm țara. Asta lucru trebuie analizat, coordonat cu Ucraina și cu partenerii externi și când avem gata acest scenariu, el poate să intervină fie că Putin se trezește dimineața și ne deconectează de la gaz, fie se întâmplă ceva cu gazoductele din Ucraina, fie Republica Moldova poate să ia așa o decizie. Gazoductele din Ucraina ar putea să devină nefuncționale. La asta v-ați spus. A fost o tentativă a Gazpromului să le distrugă, da. Acum, recent, luna trecută. Da. Deci când suntem gata cu așa un scenariu și el e coordonat cu partenerii externi, știm ce avem de făcut, cât asta o să ne coste, cum ieșim, cum depășim, mergem frumușel la Moscova și le spunem, oameni buni, voi șantajați Uniunea Europeană cu prețuri înalte la gaz. Dacă Gazpromul era principalul furnizor de gaz în Europa, a redus cantitatea, prețurile au zburat astăzi deja la 3.000 de dolari. Republica Moldova nu poate să-și permită așa preț. Noi nu suntem, n-am ajuns încă economia noastră la nivelul țărilor dezvoltate. De ce? Noi vrem să revenim la formula precedentă, când prețul la gaz forma trimestrial în funcție de prețul la petrol, la produsele petroliere. Fie acceptați condițiile astea, fie noi reziliem contractul, ceți-vă voi cu tot cu gazul vostru. Adică inițiativa ar putea să vină și din partea Republicii Moldova, deci nu neapărat negocia, doar Gazpromul sau Kremlinul decide că închid robinetul și cu asta ideea se rezolvă este în felul următor. Interesul Federației Ruse. Ideea este în felul următor. Putem negocia cu Moscova doar după ce ne facem tema pe acasă. Numai așa. Azi te duci cu tema de acasă nefăcută la Moscova, nu obții nimic. Domnul Tofila, dar nu ați spus cât ar putea să-i ajungă prețul în Republica Moldova pentru gaze, consumul de gaze? Ceea ce putem noi spune, cum ar trebui să se întâmple? Deci noi avem contract între Gazprom și Moldova Gaz. În contract scrie că de la 1 octombrie 30% spot, 70% petrol. Asta ați spus, noi aici avem trei necunoscute, doamna Valentina. Prima, a să mențină Gazprom livrările după 1 octombrie? Eu nu știu. Cât o să fie spotul după 1 octombrie? Eu nu știu. Ia că el azi e 3.000 de dolari. Poate fi 4.000, poate fi 2.000, poate fi 800 de dolari. Eu nu știu. Cât o să fie petrolul? Petrolul acum e la 96 de dolari. Tendința este că țările producătoare de petrol, cartelul OPEC, se așteaptă la o recesiune în SUA, în Uniunea Europeană, în China. Prețurile se așteaptă să coboare la 80 de dolari. Cât o să fie, nu știu. Care o să fie temperatura medie în decembrie, în noiembrie, în ianuarie, eu nu știu. Deci sunt multe necunoscute, da, nu mă pot să fac prognoze, nimeni nu s-a făcut. Se zvonește că ar putea să ajungă și până la 40 și până la 50 de lei metru cub de gaze consumat. Și cineva trebuie să explice oamenilor totuși, mm-hmm, pentru că pe mulți îi strâng în spate aceste știri, îi strâng în spate. Eu, ca și analist care urmăresc de ceva timp și mai înțeleg anumite procese pe piața de gaze, văd câteva aspecte aici. Primul rând, și în țările Uniunii Europene, și în Republica Moldova, autoritățile au elaborat un plan anticriză, care prevede ce se întâmplă dacă nu o să fie gaz, trecem pe alt tip de carburanți, cărbuni, lemn și așa mai departe. Păcură, da. Plus la asta, sunt consumatori pe care poți să-i deconectezi, le întrerupi gazul, sunt consumatori protejați, care dacă nu le dai gaz, îi jele. De exemplu, consumatorii casnici care nu au altfel de cazan. Eu, de pildă, dacă intru în categoria asta, la mine e cazan pe gaz. Nu-i gaz, e un ghis de frig. Consumatorii întreruptibili care poți să-i deconectezi, asta sunt afacerile. Consumatorii industriali. Da, noi potențial putem să ne trezăm cu deficit de gaz și afacerile spun, eu mai bine mă închid perioada de iarnă, guvernul să mă ajute să le dau la oameni salarii să-i mențin locurile de muncă, iernăm, da, o să fie greu, iernăm și ne pornim mai departe. Dar dumneavoastră a spus doi că ani o să ne fie greu. E posibil că, de găsit alternativ. Doamna Valentina, dați-mi voi, vă rog, să finisez gândul. Da, domnul Tofila, dar trece noi ne întrerupem și nu lămurim până la capăt ideea. Bine, hai, spuneți ideea până la sfârșit.
Guvernul trebuie să vină cu măsuri de susținere, cu compensații. Nu toți pot să-și plătească facturile. Deci, ideea e în felul următor. Trecem la combustibili alternativi, deconectăm, asta e cel mai rău caz, deconectăm cei care pot să-i deconectezi, care nu o să îngheță de frig, iernăm, alocăm compensații, dar în schimb trecem de, scăpăm de șantaj. Pe de altă parte, și în rezultatul ăsta, că scade consumul de gaz, duc și în jos și prețurile. De altă parte, ce se întâmplă cu Gazprom? Asta e cel mai interesant. Hai, Europa, Republica Moldova, 2 ani de zile o să ne fie greu, dar noi o să supraviețuim. După 2 ani o să fie un surplus de gaz lichefiat, SPG sau LNG, pentru că acum toate țările producătoare se uită, băi, la așa prețuri vreau să vând și eu. Dar până începe a face forarea, extracția, până să construiesc terminale suplimentare de export a gazelor, vapoare care se transporte, 2 ani de zile o să fie scump. După 2 ani de zile revenim la normal. Am înțeles. Gazpromul îi pui cruci pe dânsul. 75% din veniturile Gazpromului erau din exportul gazelor în piața UE. Gazpromul pierde piața europeană. O să rămână cu țările CSI, de genul Belorusia și Armenia, și care plătesc 3 copeici pentru gaz, și China, care plătesc 3 copeici pentru gaz. Deci Gazpromul falimentează. Bine, asta trebuie să fie preocupație de falimentul Gazpromului, cei din Federația Rusă. Autoritățile Republicii Moldova au zis că există alternativă, există gazoductul Iași-Chișinău, care asigură o bună parte a teritoriului Republicii Moldova cu gaze. Uh-huh. Președinta Sandu a mers, a discutat acest subiect cu omologul său de la București, Iohannis. L-am auzit pe primarul de Iași, care zicea că Iașul ar fi gata să renunțe la gazul pe care îl consumă în favoarea Republicii Moldova, să fie asigurați cetățenii de aici cu gaze. Cum vedeți dumneavoastră, iată, asigurarea din partea vestului a Republicii Moldova cu gaze? Și la începutul lunii, acum 2 săptămâni în urmă, guvernul a făcut consultări publice pe un proiect de hotărâre, planul anticriză pe situația de urgență pe piața gazului. Și acolo erau descrise un șir de măsuri. Una, cum noi reducem consumul de gaz, termen scurt, mediu și lung. Doi, cum trecem la combustibili alternativi, cu cât asta va scădea gazul scump care trebuie să-l cumpărăm, câți consumatori, în cel mai rău caz, putem să-i deconectăm fără să le prejudicăm tare mult, și cât gaz este minim necesar pentru consumatorii protejați. Da. CET Nordul, consumatorii casnici. Da. Iată, având așa un plan de măsuri, noi știm că, minimal noi avem nevoie de 500 sau 600 milioane de metri cub de gaz să iernăm. 300 milioane de euro ne dă Berdu. Înseamnă că diferența trebuie să o găsim de la alți parteneri. România e gata să ne dea ceva gaz, păcură și așa mai departe. Deci tu când mergi să discuți, să ceri ajutor, tu trebuie să spui clar ce îți trebuie și când îți trebuie și cum. Ce poate face și România are extracții proprii și România ne-ar putea da niște volume de gaz ca noi să trecem dar în la această iarnă. Comparabil cu ceea ce oferă și Gazprom. Asta înțeleg. Că toată problema sau toată buba problemei e în preț. Uitați, Republica Moldova nu este, sau economia și capacitatea de plată a cetățenilor Republicii Moldova nu poate fi comparată cu țările europene. Noi nu ne putem permite să cumpărăm gaz la 1000 sau la 2000 dolari. Fără ajutor extern, eu nu știu cum o să depășim noi situația asta. Deci este neapărat necesar să cerem ajutor extern. Următorii 2 ani, da, va fi greu. Dar după asta, noi ridicăm capul sus, noi avem posibilitatea să ne reintegrăm țara, să rezolvăm odată și odată problema conflictului transnistrian și să scăpăm de influența Federației Rusiei. Dar în această iarnă va curge mai mult gaz prin țevele gazoductului Iași-Chișinău? Nu știm. Nu știm. Moldova Gaz cu regularitate ajunge la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică și cere ajustarea tarifelor la ceea ce se consumă. Eu vă întrebam ceva mai devreme dacă ar fi cu șanse și scenariul care ține de desființarea Moldovei Gaz și crearea unei alte entități. Cu desființarea, ce subînțelegem noi în desființare? Să fie sistată activitatea și să fie preocupată o altă entitate de această problemă. Nu, cine s-o sistează activitatea? Și în baza la ce? Păi vă întreb pe dumneavoastră, eu zic că în spațiu public, inclusiv mai mulți experți avansează această idee. Nu, cum anume trebuie să fie sistată? Trebuie înlocuită Moldova Gaz cu o altă entitate.
Poate e posibil acest lucru? Cum asta are loc? Eu nu prea înțeleg ideea. Haideți așa. Eu am auzit varianta hai să naționalizăm Moldova Gaz. Hai să o naționalizăm. Am auzit varianta hai să o falimentăm. Da? Sunt chestii total diferite și nici una, nici alta nu e bună. Și explic de ce. Da, vă rog. Naționalizarea înseamnă răscumpărarea unui anumit bun, în cazul dat complexul Moldova Gaz, la preț de piață. Adică trebuie să o evaluăm. Aha, costă 700 de milioane, hai să scoatem din buget, să o achităm și ea devine a noastră. Deci pe lângă faptul că tu iei în posesie activele, tu iei în posesie și datoria la gaz. Vreți datorii de 8 miliarde jumate de dolari? Eu nu vreau. Iar ca și ne spune de naționalizare, gândiți-vă, citiți foarte atent și gândiți-vă și prostii spuneți. Unul la mână. Doi, ce înseamnă falimentare? Falimentarea asta înseamnă că întreprinderea nu poate să achite cu furnizorii, cu creditorii, da? Are datorii. Da. Față de cine are datorii Moldova Gaz? Față de Gazprom. Gazprom. Ia ca Gazprom e creditor majoritar. El poate iniția falimentarea întreprinderii. Cu ce se alege Gazprom? Cu pretenții, cu o datorie care trebuie să o recupereze de 8 miliarde jumate de dolari și cu patrimoniul Moldova Gaz care e 700 de milioane. Deci Gazprom pierde aproape 8 miliarde de dolari. Ce câștigă el din asta? Nu câștigă nimic. Asta trebuia să scoată la vânzare activele Moldova Gaz. Deci Gazprom nu o să meargă la ceva. Nici unul din scenarii nu e bun, nici altul. Ce se poate de făcut și cum trebuie de făcut corect? Există separarea activităților pe piața de gaze naturale și energie ca lupta antimonopol, ca reducerea influenței Gazpromului pe piața europeană de gaze. Deci este pachetul energetic 3 care trebuie, da? Să fie implementat. Dacă tu ai gazoducte, nu ai voie să vinzi gaz. Da. Dacă te ocupi cu vânzarea gazului, nu ai voie să fii proprietar la gazoducte. Da. El are 3 modele de unbundling. Noi putem să mergem pe modelul a treilea care presupune statul desemnează un operator, un administrator la gazoducte, dar el rămâne în proprietatea Gazpromului. Ia ca Moldova Gaz o să fie acționar în continuare la gazoductele este și Gazprom acționar la Moldova Gaz, dar le va administra o altă societate. Poftim cum e în Ucraina, da? Este operator gazotransportnă sistemă Ucraina, OGTSU, director Sergei Macagon. Dar proprietar la gazoducte este Naftogazul. Același lucru putem să-l facem și la noi. Și rămână Moldova Gaz cu datoriile lor. Dar asta trebuie să accepte și Gazprom. Nu. Și cu ce ocazie? Să faci un amendament la legea gazelor naturale și guvernul sau ANRE-ul desemnează operatorul sistemului de gaz naturale. Punct. Am înțeles. Și poate chiar nici nu necesar, pentru că Moldova Gaz deja are obligația, după legea existentă, să aloce dreptul de folosire a gazoductelor pentru oricare alt furnizor de gaz. E că Energocom a cumpărat gaz din România sau din UE. L-a transportat prin aceste gazoducte. Asta a fost anul trecut, în octombrie. Dar ideea e că managementul la Moldova Gaz e de proastă calitate sau care e problema? Dacă s-ar schimba, de exemplu, directorul de la Moldova Gaz, se schimbă și situația? Nu, nici sub o formă. Dar să nu uităm o chestie importantă. Ca să poți numi director la Moldova Gaz, trebuie să ai accept, adică să fii de acord și Gazprom. Exact. Da. Asta e problema deocamdată, cea mai vulnerabilă. Eu și obțin pot spun că de când a venit domnul Ceban la Moldova Gaz, s-a îmbunătățit mult comunicarea, deschiderea. Așa este. Au fost lichidate niște scheme, poate nu toate, nu știu, adică nu bag mâna în foc, dar văd diferența cum era și cum e în prezent. Este un pas mare înainte la deschidere, la comunicare, la interacțiune. Adică, nu știu, posibil că există și administratori mai buni, nu exclud, dar e și problema, ok, dar cum îl numești tu, dacă n-ai voturile Gazprom? Așa e. Deci trebuie să găsim cumva posibilitatea să ne descurcăm. Domnul Tofila, trebuie să reușim să vorbim și despre audit. Auditul a fost inițiativa părții Moldave. Da. Și chiar și-a asumat și cheltuielile pentru acest audit. Da. Unii se întreabă, e bine că și-a asumat și cheltuielile pentru efectuarea acestui audit, pentru că sunt destul de mari. Dar cine trebuie să-l plătească? Acum pare să că s-a cunoscut firma, e cunoscută deja firma care a câștigat concursul ca să efectueze două companii, da. Una din Marea Britanie, alta din Norvegia. Da. Și când am putea noi să știm rezultatul auditului? Nu știu, eu n-am văzut de pildă angajamentele acestor firme, în cât timp ei trebuie să le fac. Nu știu, e greu să spun. Dar ce ar aduce nou acest audit și cât de mari vor fi aceste argumente pentru Gazprom ca să țină cont de rezultatele acestei
inspecții financiare. Haideți așa, iată, eu revin la acest document. Se numește studiu Moldova Gaz, pardon, Moldova versus Gazprom. Cine de fapt are datorii? Iată, la întrebările astea găsim răspuns aici în acest studiu. Noi afirmăm cu domnul Șoitu și cu domnul Parlevcov că malul drept, datoria la gaz a malului drept a fost majorată artificial, cu cel puțin 958 de milioane de dolari. Da. Asta este afirmația noastră bazată pe prevederi din contract, pe copii de documente, pe materiale din spațiu public. Cu copii la documente tu nu te poți duce în judecată. Cei ce trebuie să facă auditor, să iau originalele, să verifici calculele noastre, să mai găsească. Posibil mai sunt și alte scheme, posibil noi aici undeva am greșit. Deși eu m-aș bucura să vină cineva cu niște contraargumente și să ne conving, băi, nu-i 958, dar 957. Nici o problemă. Deci auditorii trebuie să verifice toate materialele care sunt la Moldova Gaz, să facă calculele lor și să vină cu un raport de audit și spună oameni buni, iată, noi putem demonstra în judecată, beton, beton, nu 900 de milioane sau, nu știu, 800 de milioane putem, 500 de milioane putem demonstra, de pildă. După asta merge etapa a doua, negocieri cu Gazprom. Gazprom spune că noi suntem datori. Noi spunem, stați un pic, băi, voi sunteți datori, oameni buni. Și aici este ori varianta că noi ne înțelegem pe calea ameabilă și Gazprom radiază, șterge datoria, dar poate și ne mai întoarce niște bani. Ori Gazprom spune, dar nu, pe noi nu ne interesează acest audit, noi nu avem de gând să facem nimic. Și atunci, noi, ca și țară, ca și acționar la Moldova Gaz, spunem că noi avem pretenții față de acționarul majoritar și mergem în judecat și ne judecăm și ajungem la arbitraj și arbitrajul spune că Gazprom este dator Republicii Moldova. Asta da, e. Dar asta va fi o poveste lungă și neadevărată. Acum am auzit cel puțin două minciuni falsuri care se debitează în spațiu public. Prima, dar stați o leacă că Moldova Gaz anual face audit extern. Exact. Foaie verde. Auditul extern făcut de anual de Moldova Gaz ține de auditul situațiilor financiare. Adică auditorii vin și verifică, aha, tu ai facturi de 1 miliard de lei, înseamnă că la tine trebuie să fie operații în contabilitate de 1 miliard de lei. Asta la activ, asta la cheltuieli și așa mai departe. Dar poate factura aceea nu trebuie să fie de 1 miliard, dar de 300 de milioane sau de 1,5 miliarde. Ei nu intră auditorii, nu intră în esență. Poate acolo s-au luat contoarea la 5 prețuri. Dar pe mine asta mă interesează, pentru că până la urmă plătești consumatorul. În afară de asta, auditorii ce spun că noi nu putem să dăm opinia pe datoria Tiraspol Transgazului, pentru că nu sunt documente. Sau noi nu avem acces la dânsele. Auditorii, ei lucrează cu tot pe alte standarde. Deci auditul anual extern făcut de Moldova Gaz nu are nimic în comun cu obiectivul și scopurile acestui audit făcut la moment. Și doi, dar s-a mai făcut raport Kroll și nu e niciun efect din trânsul. Stați un pic, oameni buni. În primul rând, scopul Kroll-ului a fost să analizeze ce s-a întâmplat, cine și ce trebuie să facă, unde s-au dus banii și să le spună la procurori, băi băieți, trimiți dosarele în judecată, obțineți hotărârea judecății de Moldova și duceți-vă în Dubai, în Franța, în unde acolo, ia? Și puneți sechestru, noi vă arătăm unde-s banii. Kroll-ul nu se ocupă de recuperarea banilor. Kroll-ul și-a făcut lucru foarte bine. Am înțeles. Mie cel puțin mi-o... Să revenim la problema gazelor, domnul Tofilat. E clar da. Cu datoriile istorice, deși încă nimic nu este clar, dar cum se acumulează datorii curente? Pentru că asta ne spune domn Ceban atunci când merge și cere revizuirea tarifului pentru consumul de gaze. Cum se acumulează datorii curente? Dacă cetățeanul spune că el achită pentru consumul de gaze, agenții economici și ei spun că achită. Așa. Cât plătim noi pentru gazul luna august? La ce preț importăm gazul? 1460 de dolari sau 64. Da, în Reu, când calculează tariful, care preț îl ia în considerație? 899 de dolari. Și Moldova Gaz încasează de la noi, de la consumatori, 900, dar trebuie să achite 1460. Și asta numai pe luna august. Diferența asta e de unde trebuie să o iei. De ce se creează această diferență? Diferența este, se creează din cauza că metodologia tarifară trebuie revizuită. Deci ceea ce avem noi la moment, contractul actual, el are formula de vară, formula de iarnă. Vara tu consumi 20% din volumul de gaz. Iarna consumi 80%. Înseamnă că de la 1 aprilie până la 1 octombrie faci un tarif
care să fie legat 70 spot, 30 petrol, ca așa e formula. Bine, dar el se modifică acum aproape lunar, sau de două ori pe lună. Se modifică lunar, doamna Valentin, nu-și o problemă. Poți face ideal să-l modifici ca fiecare lună, pe 1 aprilie, mai, iunie, pentru ce? Faci de la 1 aprilie până la 1 octombrie un tarif, e un preț estimativ, nu știu, $1,000. Luna asta poate să fie 800, luna viitoare 1,200, plus minus Moldova Gaz scurt. Și faci iarna alt tarif. Și ai închis întrebarea. În mod ideal, în genere, dacă noi tindem la o piață europeană, componenta de cost a gazului, ea nu este reglementată. Stai, piață concurențială. Ai luat luna asta cu $1,000. Cu $1,000 îl pui în factură. Ai luat luna viitoare cu 500. Poftim. ANRE-ul trebuie să reglementeze doar cheltuielile și tariful pentru transportarea, distribuirea gazului. Tot. Costul gazului se scoate de sub reglementare. Ați încercat să spuneți și nu ați dus gândul până la capăt. De ce Republica Moldova achită cel mai mare tarif pentru gaze în regiunea asta? Cine a spus asta? Păi se întreabă mulți de ce Serbia mai ieftin, Ungaria mai ieftin, Germania mai ieftin și de ce Republica... Germania mai ieftin? Păi așa se... Cine vei Nu, până asta? Nu de mult, Germania importau la un preț mai ieftin decât Eu Republica. Nu știu la ce preț importă Germania. Eu văd acum că câțiva producători de industrie metalurgică, industria de producere a îngrășămintilor, industrie de sticlă, din potrivă, producătorii în Germania spun că e foarte scump prețul spot și noi nu putem permite și avem de gând să ne închidem afacere. Iaca, eu vreau să văd la ce preț cumpără Germania gaz. Dacă sunt deștepți care spun că ei cumpără mai ieftin, băi, arătați-mi cine, eu vreau să văd, eu nu știu la ce preț cumpără Germania. Acum, dar până acum. Bun, Germania are alternative. Scuzați, noi ne-am trezit să negociem cu Gazpromul în octombrie 2021, când prețul spot era peste $1,000, când Moldova nu avea rezerve de gaz și nu avea alternative. Când se negocie Sania, trebuie să o faci vara, nu iarna. Deci nu aveai cum să obții condiții bune în acel moment. Doi la mână. Deci, încă o dată, cei care spun că țările Uniunii Europene plătesc mai ieftin, arătați în care exact. Ungaria. Așa, Ungaria și Serbia. Astea sunt cazuri particulare. Spuneți, vă rog, dar Moscova le-a dat reducere la gaz pe geamă? Sau a luat ceva în schimb? Serbia, Vucic, președintele. Deci și Serbia și Ungaria sunt niște dictaturi. Acolo sunt cei mai mari prieteni al lui Putin. Și ei sunt, cum îi spune, megafonul lui Putin în Europa. Deci Vucic, la moment, este acuzat de faptul că în Serbia este unul din cele mai mari fabrici clandestine de producere a narcoticilor, dar noi cunoaștem, cei care se informează cunosc FSB-ul și Putin încă din anii 90 se ocupă de traficul de droguri din America Latină, ci sunt prieteni la traficul de droguri. Și de asta există legături între FSB și grupările criminale. FSB-ul ține protecția la toată treaba asta, dar grupările criminale distribuie narcoticele. În afară de asta, Vucic a permis postului rus de propagandă Russia Today, le-a emis licență că îi se poate retransla în Uniunea Europeană. Drept că după asta li s-a interzis acest lucru. Deci Vucic împinge agenda lui Putin și este avocatul lui Putin în Europa. Orban, președintele Ungariei, fix așa. Deci Rusia le-a dat Ungariei o reducere la gaz ca Ungaria să accepte gazul să nu vină prin Ucraina, prin cea mai scurtă rută, dar să vină tocmai de la nordul Rusiei, scoboare până la Turcia și să urce pe Turk Stream. Dacă mi-ați pus întrebarea, vă rog, dați-mi voie să spun până la capăt, pentru că e foarte important. Deci Ungaria a primit reducere de la ruși pentru gaz, ca rușii să poată pedepsi Ucraina, 2. Orban are pretenții teritoriale față de Ucraina, deci Ungaria vrea să pună mâna pe o bucată din teritoriul Ucrainei și ei tare speră că rușii să câștige războiul împotriva Ucrainei. Și tare mult se înșală. Și 3, iarăși, Orban promovează narativele și falsurile lui Putin în întreaga lume. Deci ei sunt avocații lui Putin. Iată, dacă noi vrem să ne asociem cu niște criminali și niște fasciști ca Putin și să nu avem coloană vertebrală și să nu avem independență, da, noi o să avem gaz ieftin. Dar noi ne stricăm relațiile cu țara vecină Ucraina, cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite, cu lumea civilizată.
Vreți să trecem la telefoane cnopăcine, cum era? Nici o problemă. A să avem gaz ieftin, dar să mergem cu zaporoșul rusesc. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, dar vreau să vă mai pun o întrebare. Totuși, dacă opoziția scoate lumea în stradă, aceste acțiuni de protest, ele pot să răstoarne actuala guvernare doar pentru simplu motiv că nu au reușit să negocieze un tarif bun la gaze? Depinde ce numim noi opoziție. Opoziția parlamentară. Nu are credibilitate nici Partidul Socialiștilor, nici Partidul Șor. Deci astea sunt niște grupări criminale organizate. Nu vă supărați? Asta trebuie justiția să spună. Justiția trebuie să-și spună cuvântul. Absolut. Spre regret, lumea nu vrea să-i vadă. Da, lumea e foarte decepționată de ce se întâmplă. Eu, la fel, am multe pretenții față de guvernare, dar în situația actuală, noi trebuie să venim și cu soluții. Eu asta încerc să fac, să văd cu ce eu pot să ajut. Autoritățile de la Comrat ar putea să inițieze și ei o înțelegere cu Gazprom, cu partea rusă, să fie asigurată această regiune cu resurse de gaze mai ieftine? Așa. Noi avem legea gazelor naturale care spune, oricine dorește, a plătit 3250 de lei și s-a dus și a luat licență la furnizarea gazelor naturale. Legea permite. Eu vreau să văd cum Gazpromul le dă un preț la cetățenii Republicii Moldova și alt preț la cetățenii Republicii Moldova din Uniunea Teritorială Administrativă Găgăuză. Am înțeles. Asta deodată o să fie clar că este un preț politic. Și mie foarte interesant, dar ce o să ceară Moscova în schimb de la regiunea Găgăuză? Ce mesaj aveți pentru cetățeni? Următorii, deci noi acum suntem în situația în care Putin își bate joc de țările învecinate, el înțelege că dacă în Rusia vor avea loc alegeri relativ libere și corecte, cum au fost la noi sau cum e în Ucraina, când are loc schimbarea partidelor la guvernare, el în așa condiții își pierde postul său, își pierde averea care a furat-o și miliardele. Cetățenii Rusiei trebuie să-i decide soarta lui Vladimir Putin? Ideea este în felul următor, că el vede ceea ce se întâmplă în Moldova, în Ucraina, în Georgia, schimbarea puterilor partidelor la putere, pentru dânsul asta este un pericol. El de asta a început acest război doar cu un singur scop, să-și protejeze miliardele furate de dânsul și de prietenii lui. Da, 2 ani de zile ne așteaptă perioade destul de complicate, în schimb, după asta noi scăpăm de acest regim dictatorial și noi vom fi independenți și ne vom putea construi aici o țară într-adevăr democratică, unde se predomine drepturile omului și unde tu poți să te manifesti, să trăiești decent și să găsești odată dreptatea în instanțele de judecată și autoritățile statului să lucreze în favoarea cetățeanului. Mulțumim foarte mult pentru prezență la Vocea Basarabiei. Vă mai așteptăm aici la Vocea care ne unește. Succese și în continuare și să vedem cum vom fi capabili prin unire, prin înțelegere să depășim criza energetică care va mai continua, așa cum ziceți dumneavoastră, încă 2 ani. Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Ne suflecăm mâinicile și lucrăm. Mersi.